bucurie și această instituție. Iar astăzi avem un motiv în plus pentru a ne bucura. De ce? Nu numai pentru că îi avem alături pe doamna Mariana Sico și pe domnul Ion Bogdan Decer, dar astăzi Muzeul Național al Literaturii Române a primit o donație din partea familiei scriitorului Marian Preda, pe care mă bucur să o împărtășesc cu noastră, deci veți fi primele persoane care vor vedea această donație. Sunt foarte fericită că o puteți vedea și dumneavoastră în premieră. Este vorba de celebra servietă diplomat de culoare neagră, Samsonite, pe care Marin Preda și-a achiziționat-o de la Paris, împreună cu celebra pălărie și cu un stilou cu penință de aur, care se află încă în posesia familiei, bineînțeles. Dar am simțit așa o bucurie pe care nu ne-am putut-o reprima, pentru că nu e puțin lucru să privești în ochii fiului Marin Preda, Alexandru Preda, și să-ți dai seama că se întâmplă acolo un soi de lucru extraordinar. Acești ochi l-au privit pe Marin Preda, iar eu am putut exact așa cum s-a întâmplat și cu Arghezi, cu Eminescu, am privit și eu în ochii lui și m-am putut bucura. Cred că se află acolo servieta. Gabi? Am așezat-o cumva în... Da. Pe servietă se află un manuscris pe care, de asemenea, familia dorește Muzeului Național al Literaturii Române. Este vorba de un articol pe care m-a întrebat la... Ce este iarăși interesant este că l-am rugat să ne împărtășească din povestea acestei serviete. Și ne-a spus următorul să poți să împrimi în servietă. Da. Este o servietă la care ținea foarte mult, în care își purta manuscrisele de care nu se despărțea niciodată. Lucrul acesta ne-a fost împărtășit de tine. Și de asemenea, l-am rugat să-și amintească dacă a avut curiozitatea aceea copilărească de a căuta, de a... Și mi-a spus că da, au fost curioși și el și fratele lui și că această servietă avea cumva aici, în margine, bineînțeles, inițialele M și P de la Marin Preda, pe care, bineînțeles, cei doi au avut grijă să le desfacă de acolo și le-au făcut pierdute. Nu mai există. Dar mânerul, de asemenea, s-a pierdut, nu știe Alexandru ce s-a întâmplat, însă... Vă dați seama, gândindu-mă la ce manuscris i-a portat această servietă. Cum să nu fiu străbătut așa de un fior? Sunt convinsă că și dumneavoastră, doamna Mariana Sicor, dumneavoastră ați fost vizionară, pentru că, să vă împărtășesc un secret, ieri, împreună cu colega mea, Gabriela Toma, am vizionat toate filmele care s-au derulat pe parcursul zilei de astăzi, când s-au împlinit 99 de ani de la nașterea lui Marin Preda, pregătindu-ne pentru astăzi. Și am deslușit la începutul filmului pe care îl veți vedea și dumneavoastră că doamna Mariana Sicoș a avut așa o presimțire. Afirmă la început că vom avea cu sigur, nu se știe sigur dacă în acel an, 1995 cred că s-a filmat interviul cu toți cei de acolo. Da, în 1995 spunea că în 2022, cu siguranță, vor avea loc evenimente care să prezinte și să se gândească cumva așa la centenarul lui Marin Preda. Deci, iată, știți cum a fost așa, ca o lovitură în plex, incredibil, zic, cum s-a gândit dumneavoastră, noi pregătim, bineînțeles, alături de dumneavoastră și nu numai, acest centenar Marin Preda și vă invităm cu drag în 2022. Deci, iată ce bucurie ne-ați făcut și atunci, cumva așa, peste timp. Eu încheie aici misiunea, vă las în compania domnului Ion Bogdan Lefter, care cu siguranță ne va împărtăși și foarte multe lucruri. Dumnezeu este critic literar, este profesor la Universitatea București, Facultatea de Litere și sunt convinsă că îl cunoașteți foarte bine, pentru că de ani întregi lucrează la cafenea literară, mini cafenea de pandemie acum, în ultima perioadă. Sunt atâtea interviuri acolo, vă fericit din tot sufletul pentru tot ce faceți.
și sunt oameni extraordinari care împărtășesc din experiența lor în această perioadă în care am prin care am trecut cu toții cea pandemiei. Vă rog, domnule Ion Bogdan. Mulțumesc frumos pentru prea măguritoarea introducere. Perioada pe care o parcurgem, nu prin care am trecut, pentru că nu s-a terminat. Suntem acum, cum ne explică specialiștii epidemiologii, între valuri. Dacă nu cumva, deja în urcare cu pe viitoarea creastă a celui de-al patrulea. Suntem într-o perioadă foarte complicată și nu știm când, cum se va termina. Un lucru pe care eu tot repet este că e o perioadă extraordinar de grea, e o perioadă tragică, acolo unde e vorba de vieți pierdute. Asta nu mai suportă niciun fel de relativizare. Și sunt pe planetă, dacă ne uităm și în statisticile internaționale, aproape sau în jur de 4.300.000 de oameni care au murit. Pentru că au contractat acest virus, coronavirus. Și sunt alte milioane care s-au vindecat, dar au rămas cu sechele, deci care vor trăi tot restul vieții respirând mai greu sau refăcându-se greu. Aici e bilanțul cel mai negru, apăsător, întristător al acestei pandemii, dar sigur că și în ansamblu, pentru toată umanitatea. E o perioadă complicată, grea, cu multe temeri, incertitudini, cu probleme concrete. Economiile, cum știți, s-au oprit o vreme în mare măsură, acum și mai revine economia mondială, dar tot sunt mari probleme de multe feluri. Între altele, în educație. Eu sunt profesor, cu studenții ne-am descurcat bine, sau chiar foarte bine, pentru că e mai facilă comunicarea prin internet, prin intermediul computerelor, între adulți, iar studenții sunt primii, dacă privim către treptele de învățământ, primii elevi adulți. După ce mai întâi avem... Tu în ce clasă ești? A doua. Deci avem mai întâi copiii, poate și de grădință, dar eu cred că acolo nu prea s-a lucrat online cu ei. Tu ai făcut școală online? Da. Deci sunt clasele primare, pe urmă gimnaziul, pe urmă și liceul, unde deja nu mai sunt copii, ci adolescenți, dar tot sub limita de vârstă de 18 ani, care e limita maturității și, de altfel, și juridic. Cum știm, după 18 ani, fiecare fată, fiecare băiat, fiecare cetățean și intră în drepturi, din punct de vedere al legislațiilor naționale. Lucrând cu ei, tineri, foarte tineri, studenții, dar deja adulți, e mai ușor. Cu copiii, cu elevii, cu adolescenții de la liceu, mai greu, dar și în general se fac, cum știți foarte bine, aprecieri negative sau sceptice sau chiar acuzatoare. Nu e bine, nu se face cum ar trebui. Guvernanții sau Ministerul Educației sau cine mai răspunde aici colo, pe țară, pe județe, ar trebui cu totul altfel să facă. Sigur, ideea avem. Și dacă se va face cu totul altfel, vor fi cei care vor spune că trebuia ca înainte să fie altfel sau altfel decât altfel. Poți să fac o mică paranteză? L-am întrebat pe Alexandru Preda, vis-a-vis de toate aceste obiecte de care noi nu mai putem să ne despărțim astăzi, telefonul, mobil, toate gadgeturile astea.
Și l-am întrebat ce ar fi făcut tatălui, ar fi fost de acord cu toate aceste metode tehnologice și mi-a spus că nu. Singurul lucru pe care scria întotdeauna cu stiloul, nu folosea niciodată mașina de scris, și vorbea, în schimb, foarte mult la telefon. Îi plăcea extraordinar de tare să vorbească la telefon. Deci, iată că... Da, deci, mai devreme sau mai târziu, s-ar fi adaptat și el și ar fi folosit un telefon mobil, eventual dădăcit de copii, cum se întâmplă cu unii dintre mai vârstnici. Dar chiar și în ce privește folosirea unui computer, nu putem ști, suntem în zona lui what if sau as if, ce-ar fi dacă, dacă ar fi trăit, cum s-ar fi petrecut lucrurile. Eu am o mică teorie, presupun că unii dintre noastre mă pot confirma rapid dacă vă descriu scurt, și anume că scrisul la computer este mai aproape de scrisul de mână decât de scrisul la mașină. Aparent nu, pentru că și mașina de scris avea claviatura cu literele dispuse așa cum s-a inventat această distribuție care pare anapoda, cu literele nu în ordinea în care recităm alfabetul. În realitate sunt calculate în așa fel încât degetele să alterneze literele și să poți cu o anumită armonie a mișcărilor să scrii rapid pe toată claviatura. Deci când au apărut computerele cu claviatură, păreau niște mașini de scris mai performante, electronice, nu? Electronizate. Dar cine a scris la mașină, poate sunt printre dumneavoastră persoane care au folosit mașina de scris înainte să apară computerul. Dacă băteai ceva la mașină, de obicei, eu cel puțin n-am scris niciodată direct la mașină, îmi scriam articolele de hârtie, pe urmă dactilografiam. Dacă după ce dactilografiam vroiam să mai adaug un paragraf, trebuia să redactilografiez toată pagina, că n-aveam unde să înghesui un paragraf într-o pagină deja acoperită de rânduri. Pe când în computer, cum bine știți, programele de scriere îți permit să te duci înainte, înapoi, să inserezi, să schimbi. Așa cum nu puteam face la mașina de scris, dar cum facem când scriem pe hârtie, când tăiem, tragem o linie, facem o bulă și adăugăm niște cuvinte sau scriem pe spate un paragraf care îi facem un semn unde se inserează în textul propriu-zis. Deci, cel puțin din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că scrisul la computer este mai facil decât la mașina de scris și mai apropiat într-un fel, sigur. Le scriu cu toată grija. Nu o să pretind că scriem așa cum scriem grafind, efectiv, cu stilou, pix, creion. Bun. Dar poate că și Marin Brenda s-ar fi adaptat chiar și la un computer. Cunosc persoane de vârste foarte avansate care mai de nevoie, mai de plăcere sau adaptat. Deci e o perioadă foarte complicată. Eu obișnuiesc să spun celor care deplâng perioada, încă o dată, dincolo de victime și de viețile omenești, care sunt prețioase și nu pot fi în niciun fel recuperate. Nu trebuie să minimalizăm nicio clipă gravitatea situației. Dar în rest, ce pierdem? Ce nu se întâmplă? Ce ramuri economice sau magazine sau restaurante s-au închis sau nu e acces integral? Că trebuie să purtăm măști și vorbitori în public, cred că există în reglementările oficiale mențiune, au voie să-și dea masca atâta timp cât sunt la microfon. Eu n-am chiar un microfon aici, dar de fapt e un microfon mic lipit de Daniel Ciobanu pe masă. Că nu reușim să facem școală cu elevii, studenții noștri, la fel cum am face-o când suntem față în față. E destul de evident că se pierde ceva. Cu toate aceste pierderi, părerea mea este că ceva totuși compensează. Și anume, experiența cu totul extraordinară a unei crize planetare. Experiența asta, cât o să trăim, mult,
în unele cazuri, puțin, mai puțin, dar să sperăm că toți de aici o să trăim mult și mai avem de împărtășit impresii și amintiri, toți ne vom aminti. Și când tânărul domn de aici, din primul rând, o să aibă el copii, dormă copii, o să aibă copii și tu ai să fii bunic cândva. Te gândești la asta, că ai să fii vreo cândva bunic? El le va putea spune nepoților lor, eu am prins marea pandemie COVID-19 când stăteam acasă și făceam școală prin computer și așa mai departe. Ce fel de compensație asta? Nu e o compensație propriu-zisă. Adică nu îți dă înapoi învățătura pe care ai fi primit-o sau mă rog, comunicarea, da, interferența de de tip comportamental, tot ce se întâmplă atunci când trăiești împreună într-o clasă cu o educatoare, cu o învățătoare, cu o profesoară, cu un profesor. Asta nu le primești înapoi, dar experiența te marchează ca o experiență a gravității. Ori gravitatea e ceva care ne încarcă nu numai în sensul că ne apasă, dar ne încarcă și în sensul îmbogățirii sufletești, îmbogățirii percepțiilor umane. Nu? Deci noi vom rămâne toți marcați de aceste experiențe care ne-au făcut să ne gândim la destinul omenesc, la moarte, la sănătate, la toate lucrurile astea importante. E o perioadă complicată. Ei, până să se întâmple și valul 4, poate nu va fi așa de grav, de amplu, cum deja, din păcate, a fost în India, este în Marea Britanie, în alte părți, vom vedea. Deocamdată, iată, putem să ne întâlnim într-o sală la Muzeul Național al Literaturii Române din București pentru a marca o dată de calendar, de biografie a unui mare scriitor. E un lucru foarte bun. S-a putut ține în weekend, în grădină, festivalul de poezie, Gelu Naum, cu asistență așezată pe scaune, depărtate, și cu mulți poeți citindu-și prin internet versurile de la domiciliu, din România, din Republica Moldova, mulți, pentru că a fost un focus, o temă principală a ediției de acest an, a șasea ediție, poeții din Republica Moldova, din Basarabia, și cu alți autori, traducători ai lui Gelu Naum, care au intervenit în festival, au, și-au relatat experiențele de traducători și au citit și versuri de Gelu Naum traduse sau versuri ale lor, proprii ale traducătorilor, poeți, din Statele Unite, Germania, Franța, Polonia, Ungaria, din destule țări. În diverse formule, deci hibrid, cum se spune acum, și cu prezență fizică, dar și cu posibilitatea de a urmări prin internet, cu participare de ambele feluri, sau doar în internet, cum îmi desfășor eu acum, în perioada asta, proiectul meu de cafenele critice, pe care îl continui sub forma miniaturală a unor interviuri, mărturii ale artiștilor despre pandemie și totul este încărcat pe platforma video a Muzeului Național al Literaturii Române, culturaindirect.ro, unde sunt multe alte filme, spoturi, înregistrări video. Daniel Cioban, aici prezent, dirijorul din umbră acestei mari operațiuni culturale și, în același timp, mediatice. Acolo se stochează imagini prețioase, mulți scriitori sunt filmați în diverse situații, evenimente culturale, mărturii, cum sunt cele pe care le colecționez eu și alte asemenea. Și cred încă o dată că e un lucru minunat că ne putem întâlni în această mică familie pentru a marca ziua de astăzi ca zi de naștere a lui Marin Preda,
zi în care, dacă ar fi trăit, ar fi împlinit 99 de ani. Sunt 99 de ani de la naștere. Probabil că ce filmez acum Daniel, poate editat, veți încărca de asemenea pe pagina de Facebook a muzeului, pe platforma Cultura în direct control. Deci, în afară de noi care suntem acum aici, vor fi alții și alții care vor putea vedea ce s-a spus astăzi în legătură cu Marin Preda. La anul, într-adevăr, 100 de ani, deci centenar Preda, și Muzeul Literaturii și-a propus un program mai amplu, mai complex de marcare a centenarului unui scriitor atât de mare cum a fost Preda, încât nu vor fi doar evenimente de acest tip sau mult mai ample, organizate pe 5 august 2022, ci și până atunci vor mai fi când și când diverse alte modalități de anticipare a momentului centenarului propriu-zis, a momentului propriu-zis al centenarului. Bun, 99 de ani și așa e o vârstă nu rotundă în sensul pe care îl folosim de obicei când ne referim la ani și prin rotund înțelegem ceva cu 0 sau eventual cu 5, 75, 3 sferturi de secol și așa mai departe. Dar repetiția cifrei 99 e aproape ca 100 și mi-am adus aminte, apropo de evenimentul de azi, pregătit pentru aniversarea 99 de ani de la nașterea lui Marin Preda, că un prieten bun, scriitor, mi-a povestit că acum câțiva ani un unchi al lui, un frate al tatălui lui, care s-a dovedit longeviv, era în viață, împlinea 99 de ani și s-a gândit că dacă nu mai prinde și 100. Și atunci, la aniversarea de 99 de ani, și-a chemat toți urmașii, aproape 100 de persoane cu copii, nepoți, strănepoți. Vorbesc de familia? Nu, nu, de familia, nu știu dacă chiar Vlasie, dar e vorba de un unchi al lui Călin Vlasie. Nu știu ce nume purta, era un unchi, cred, ca să fie mitor, dar se dinspre tare. Și până la urmă, cheful a ieșit grozav și omul a făcut și 100. După un an, dar n-a mai repetat. Kermeza ar fi fost prea mult. După alți câțiva puține ani s-a stins. Și Dumnezeu să-l odihnească. Deci, putem considera și ziua de acum și cei 99 de ani de la nașterea lui Marin Preda, aproape ca un centenar. Vom avea, după cum știți, eu încerc să spun ceva despre Marin Preda, acum nu o să vă mai țin multe minute, câteva minute, apoi Mariana Sipoș va vorbi despre cercetările ei, despre descoperirile ei documentare, arhivistice legate de Marin Preda, despre ce a făcut filmând pentru televiziunea română, realizând o carte despre Marin Preda, despre moartea lui Marin Preda, împrejurările de atunci și poate dacă ați mers, am văzut că o parte din dumneavoastră au mers și jos în încăperea din spate, ultima a subsolului labirintic al muzeului, e o mică expoziție Marin Preda, Remember, unde sunt și de pildă fotografii din dosarul procuraturii, fotografii ale camerei de la Mogoșoaia, de la Casa de Creație, cum se spunea, a unui scriitorilor de acolo, unde în acea perioadă a vieții lui Marin Preda obișnuia să se retragă, nu se ducea acasă, ci se ducea la Mogoșoaia, dormea, scria acolo și acolo a murit. Și după ce a fost găsit, s-au făcut fotografii detaliate și câteva pot fi văzute jos în acea mică expoziție, alături de manuscrise, fotocopii după manuscrise de Marin Preda, ediția cărților lui, fotografii ale lui. Și apoi va fi proiectat filmul pe care doamna Mariana Sipoș l-a realizat despre Marin Preda. Adică despre un scriitor pe care îl știm toți. L-am citit toți,
poate tu încă ne-ai apucat, dar chiar și în primele clase, nu mai știu să spun ce clasă, poate nu chiar într-a întâia, dacă acum ai trecut într-a doua... Nu am trecut, acum trec a treia. Oh, atunci poate că deja ești mare atunci. Da, erau fragmente cu Nicolae Băiețel, cu Bisisica, cu mersul la câmp, la pășună, nu la... sau cu friburile, da, cu premiul de întâi. Deci, de la vârste mici, de fapt, în școală, de multe generații deja, de câteva generații bune, dar de fapt de zeci de promoții. Mai exact spus, luăm act de valoarea operei acestui mare autor, ne întâlnim cu fragmente și vorbim încet, încet cu cărțile lui. Pentru multă lume e probabil cel mai mare scriitor, cel mai mare prozator și scriitor în toate genurile al perioadei postbelice, de la al doilea război mondial încoace. Începuturile lui literare sunt chiar din perioada războiului, ani premergători și primii ani de război, când el, foarte tânăr, născut, deci, în 1922, pe 5 august, la 20 de ani, deci în 42, la 21, la 22 de ani, încă în timpul războiului, el vine spre București, se angajează aici ca ziarist. O parte din experiența acelei prime, acelor primi pași de carieră gazetărească, tot atunci începe să scrie primele lui povestiri. O parte din experiențele lui de atunci sunt atribuite personajului principal din romanul lui Deliul, unde a lui parizian, Ștefan Paul, e personajul care, făcând parte din clanul Moromeților, din familia Moromeților, pentru că Delirul este un roman care și el face parte din marea saga moromețiană, vine la București, se angajează într-o redacție și din mărturiile care se cunosc de la Preda Direct, într-adevăr, ceea ce personajul în carte aflăm că face, făcuse el Preda ca tânăr ziarist și anume rămăsese singur în redacție noaptea, știți când ziarul pleacă la tipografie sau cum era pe vremuri. Acum tehnologiile noi fac lucrurile mai rapide și se poate sta până dimineața imprimarea să aibă timp. Nu celelalte operațiuni tipografice, venise știrea căderii regimului lui Mussolini, cred că asta era informația, și el a trebuit să schimbe pe prima pagina ziarului, să introducă știrea cea mare. Un tânăr de 20 și un pic de ani, pe care a căzut o mare responsabilitate, să schimbe pagina întregului ziar. Aici, de obicei, șefii decid ce titlu se pune sus, ce articol jos, ce fotografie. A trebuit noaptea să-și asume el, care era de serviciu, nu de permanență, marea responsabilitate. Îl considerăm, totuși, sigur, în primul rând, un mare scriitor postbelic. Deci, afirmarea lui propriu-zisă s-a produs după război, marile lui cărți, a apărut după încheierea războiului, mai întâi Întâlnirea din Pământul, culegerea de povestiri și novele, apoi, la mijlocul anilor 50, Moromeții. Ceea ce ulterior a fost numerotat, a numerotat Preda Moromeții, volumul 1, de fapt, volumul 2 este o continuare a anumitor fire narrative, cum știm, din primul volum, însă, romanele acestea au și legături între ele, de tip saga. Saga e specia impusă în alte culturi, în alte literaturi, romane în mai multe volume, care urmăresc evoluția unor familii pe generații succesive. Forsyth Saga sau Die Buddenbrooks, familia Buddenbrook.
cred că la noi s-a tradus casa, sau așa ceva. Și altele, și altele. Petru Dumitriu a mai încercat o saga, Cronica de Familie, în care începutul volumul 1 tratează personaje într-o anumită de epocă, apoi trece vremea și copiii, nepoții celor din primul volum își trăiesc viețile și sunt consemnați, nu, viețile lor sunt consemnate viețile lor ficționale. În volumele 2, 3, 6 sunt în cazul lui John Galsworthy, autorul sagăi familiei Forsyth. Și, evident, poveștile din volumele ulterioare nu mai au legătură directă cu există anumită autonomie față de ce se întâmplase la început. Și critica literară, criticii importanți au spus, lucrul ăsta este unanim acceptat, că Moromeții, primul volum, este capodopera lui Marin Preda. Volumul 2 e valoros, dar nu este în rândul celui din tâi. Într-o arhitectură de operă bogată, destul de diversă, mai diversă decât avem de obicei impresia că ar fi fost, toată la un nivel foarte înalt, dar sigur crenelată. Cu... Și la Diosa, e la fel. La toți scriitorii. Hamlet și, nu știu, Romeo și Julieta și alte două, trei sunt cele mai, cele mai dintre piesele lui Shakespeare, care toate sunt nemaipomenite. Dacă una singură din ele ar fi opera altui autor, l-ar face faimos. Nu mai intru acum în toată povestea paternității, căci mai sunt niște autori cărora li se atribuie uneori unele din piesele lui Shakespeare. Despre altele se știe că au fost scrise în colaborare cu John Fletcher sau cu Christopher Marlowe, cel bănuit, de fapt, a fi autorul mai multor piese atribuite lui Shakespeare, dar asta e întreagă poveste medievală și să nu ne ducem atâtea sute de ani în urmă, să rămânem la suta lui Marin Preda, aproape 100. Un foarte mare scriitor. Valoarea extraordinară a moromeților și spațiul în care povestea moromeților se petrece în primul volum, adică lumea rurală românească de sud, în delirul suntem și acolo, dacă urmă venim în București, e altă atmosferă, altă configurație a spațiului, sunt străzi, sunt bulevarde, sunt redacții, sunt alte și alte palate, nu? Printre personaje sunt regele, Antonescu, ba chiar și deciziile lui Stalin din Uniunea Sovietică sunt implicate. Deci scena se lărgește. Devine scena bucureșteană, scena națională, scena europeană, Germania lui Hitler, Uniunea Sovietică a lui Stalin și România la mijloc. Dar faptul că Moromeții, vârful vârfurilor din opera lui Marin Preda, e un roman țărănesc, dacă e să contrag ideea într-un singur cuvânt, ne face să îl privim în general pe Marin Preda ca pe marele prozator al satului în ultima lui fază după Slaviș, după Rebreanu. Au mai fost și alții, dar ei au fost marile vârfuri în materie de romanul rural înainte de mijlocul secolului 20 și după mijlocul secolului 20, Preda prinde în fotografia literară una dintre ultimele ipostaze ale statului tradițional, deja obligat să se transforme în ritm accelerat de tăvălugul modernității și de drama războiului, care împreună vin și schimbă mult viața satului, se instalează apoi curând după război regimul comunist, care face praf vechile structuri ale comunităților tradiționale, vechile raporturi de proprietate și
comportamentele și tot, cum știm, un regim de dictatură, un regim totalitar care a răvășit societățile în care s-a instalat și ipostazele mai recente ale satului au fost și sunt altoite din ce în ce mai mult cu elemente de modernitate, astăzi de postmodernitate, încât dacă ați sezizat în legislație, în limbajul oficial, se folosește la nivel de Uniunea Europeană. În locul cuvântului țăran sau al echivalenților lor din alte limbi, se folosește cuvântul fermier. Țăranii care vor să aplice pentru fonduri europene, pentru susținere, sunt acum multe formule de finanțare pentru culturi agricole, o fac în calitate de fermieri, nu de țărani. Ideea fiind că astăzi și un locuitor al unui sat folosește telefon mobil, are aparate, utilaje, munca de la câmp, nu se mai face cu carul cu boi, cu plugul cu boi și cu toate celelalte tradiționale, ci se lucrează altfel și deci acum e mai mult o ocupație, o profesiune să cultivi pământul decât un statut existențial, un statut ontologic, cum era țăranul în satul tradițional. La noi și peste tot în lume. Preda are însă în opera lui o diversitate notabilă, nu numai spațiul rural, el a încercat și în repede, destul de rapid, după primul volum Maometții, în romanul lui Risipitorii, să ocupe de spațiul urban. Pe urmă a revenit cu Moromeții volumul 2, pe urmă în continuarea târzie a biografiei lui Nicolae Moromete, fiul cel mic al lui Ilie Moromete, în Marele Singuratic. Deja suntem undeva în anii 70, 60 spre 70, cu evoluția societății românești. Și, sigur, cel mai bine între pământeni, trilogia lui finală, e un roman care, privind dinspre acel moment al scrierii romanului de sfârșitul anilor 70, privește înapoi spre istoria postbelică, spre represiunea dură din perioada stalinistă, cu toate celelalte detalii narrative pe care le știm cu toții, nu le mai reau acum. Un prozator extraordinar care a fost mult comentat, mult analizat de critica literară. Cred că este încă mult potențial, însă, în interpretarea și reinterpretarea operei lui Marin Preda, un prozator mult mai sofisticat și mai subtil decât sugerează ideea de proză rurală, proză țărănească și focalizarea asupra moromeților. În sine, Moromeții e un roman mai subtil construit decât pare. Nu e doar un roman cu o familie de țărani și uite tată, uite mama, uite copii, căsătorii diferite, conflicte și așa mai departe. La școală, sigur, cam asta se discută, elemente de un rezumat narrativ. Scenele sunt construite extraordinar de subtil și se poate intra în analize extrem de fine. Nu e acum momentul să o facem. Preda rămâne unul dintre cei mai importanți prozatori ai literaturii române din totdeauna. Eu cred și pot cita și pe marele critic, regretatul critic Mircea Zaciu, care la un moment dat a publicat și el un articol în care propunea o structură de tip istorico-literar a prozei postbelice cu doi mari autori capi de școală, să spunem. Marin Preda și Radu Petrescu. Marin Preda pentru proza realistă, Radu Petrescu pentru proza livrescă. Cu, iarăși, foarte multe alte detalii pe care le putem adăuga. Și eu și alții am scris mult despre școala de la Târgoviște, din care Radu Petrescu a făcut parte, din micul grup, din școala de la Târgoviște, cu totul altceva. Dar într-o compoziție de câmp literar, de câmp al prozei,
bogat, într-o compoziție, pardon, bogată, a prozei românești postbelice până astăzi, cu Marin Preda un nume incontestabil. Apropo, a mai fost unor contestat în perioada de după căderea regimului comunist, când s-a refiltrat, s-a recitit tot ce se scrisese, se publicase în timpul perioadei comuniste. Preda a scris și el câteva texte pe tiparele propagandistice ale realismului socialist și ele nu rezistă la lectură, evident, sunt schematice, sunt, mă rog, poate regretabile, dar dincolo de asta, ansamblul, aproape întreaga lui operă, mai tot, în afară de aceste câteva texte, rezistă extraordinar de bine. Sunt opere de mare vârf al unui scriitor de mare, mare clasă. Discutăm, când e vorba despre Marin Preda, despre un autor din șirul nu foarte lung, care începe, dacă nu direct cu Eminescu, poate cu Cantemir, dacă e să mai căutăm, sau cu Budai de Leanu, dintre pionierii care au avut totuși contribuții atât de importante încât i-am putea urca pe dreapta cea mai de sus, deși poate totuși ar trebui să începem cu Eminescu și tot mai punem Creangă, Caragiale, venim spre Arghezi, Ion Barbu, Bacovia, Rebreanu, Sadoveanu, ne mai gândim dacă mai adăugăm un lume, două. Și apoi trecem la Marin Preda, Radu Petrescu, Leonid Dimov, alți câțiva.